aproape se naște o stea. Cu cutia X20 creată pe vibrații secvențiale, stupii noștri se vor umple de albine în maxim o oră. Super! Acum tot ce avem nevoie este o regină albinelor și vom produce miere. Ei, Cici, adică ce pot să spun? Ar fi trebuit să te străduiești mai mult, să fii popular dacă vrei ca Oliver să te invite la petrecerea lui. Da, da. Așteaptă puțin, am să găsesc eu o cale ca să devin celebru. Nu? Ha? Stup de albine? Ce mai urmează? Ce e cu stupul meu? Ce-ai spus despre stupul meu? Dacă vrei să scap cu viață, să nu mă caști de mustață. Ține-ți mâinile acasă, albinele sunt la masă. Albinele, nu știu ce e mai rău, hainele lor de apicultor sau cântecul? Dai o nebunie. Ce este? Credeți că suntem ridicol, nu-i așa? Nu vă place cântecul nostru? L-am scris de mult când aveam postul nostru pirat de radio cu Kirk Berserk. O? Ce-l cunoști pe Kirk Berserk? Știi că ăsta e cel mai tare DJ? Și care-i treaba cu postul ăsta pirat de radio? Ei, ei au avut primul post de radio underground pe care oamenii l-au pornit în garajele lor. De fapt, cred că mai avem echipamentul de emisie în podul casei. Păi dacă ăsta nu e un mod prin care să devii celebru, atunci care o fi? Da? Aha. Și asigură-te că toată lumea știe, show-ul lui Cici, show seara asta la 8 fix pe 87,4 MHz. Hai, Phil, grăbește-te! Și până la urmă, de unde au venit toate astea? Sunteți siguri că aveți cutia pe frecvența care trebuie? Pentru că albinele sunt în regulă, dar lelecii sunt altă mâncare de pește. Ei, na, bine, te sun eu. Pa! Nu-mi vine să cred. Știai că fratele tău o să fie DJ la o emisiune de radio? Ha? Deci, cum te simți, Kirk Berserk Junior? Ei, parvenitule, ai fi putut să ne ieși pe noi în afacere. Ei, astea sunt lucrurile tatei, i-ai spus? Hei, ăsta este show-ul lui Cici, nu al lui tata, clar? A? În emisie în 5 secunde! Asta e, sunteți pe frecvența de 87,4 MHz, cel mai tare post de radio din Bow Village. Sunt Cici Tofu, în direct cu voi chiar acum, în eter. Fiți atenți! Transmitem ultimul hit al celor de la Shoppy Crocs. Oprește-te și privește-mă în ochi. Tofu, ce tare! Wow! Bun, revenim imediat. Cu toată nebunia asta am și eu o urgență. Ce e cu stupul meu? Ce-ai spus despre stupul meu? Dacă vrei să scap cu viață, să nu mă caști de mustață. Ține-ți mâinile acasă! Hei, Cici! Ești în emisie în 40 de secunde! Hei, dar ce fac ei acolo până la urmă? Phil, pune altă piesă! Cici e blocat, știi tu unde? Sunt Phil, DJ-ul pe care nu l-au primit la televiziune. Mixerul explodează datorită vouă care îi plora să ascultați mai mult Shoppy Crocs. Așa că vă dau ultimul lor hit. Rezistă, inimioara mea, suntem aici. Așa ceva nu se întâmplă. Ei, se pare că echipamentul nostru de emisie e încă bun de ceva. Dar de ce ai ținut totul secret? Oricum, cred că e timpul să-i scoatem pe copii din încurcătura asta. Pentru că fără aluzie, Phil, dar voi doi sunteți ca doi păcălici. Să le cântăm cântecul nostru? Nu! Ne descurcăm și singuri. Oh, haide, de ce nu ne lăsați și pe noi puțin? Și noi am fost cândva tineri. Pe lângă asta, voi puteți cânta cu noi. Și să fiți atenți la ritm. Și pentru că vrem să încheiem show-ul Cici Phil și să vă dărâmăm pereții, oameni buni, fiți gata pentru o adevărată bombă atomică pregătită pentru voi de Tofu cel Mare! Ce e cu stupul meu? Ce-ai spus despre stupul meu? Dacă vrei să scap cu viață, să nu mă caști de mustață. Ține-ți mâinile acasă, albinele sunt la masă, albinele...
țineți mâinile acasă. Albinele sunt la masă, albinele sunt la masă, albinele sunt la masă. Așa că ai ieșit super! Super nu e cuvântul adecvat! Mersi pentru tot roiul provocat de cutia ta rezonantă! Ăsta este visul fiecarei fete! O să fiu de râsul școlii! S-a terminat cu treaba cu celebritatea! Sunt pa! Terminat! Făcut praf! Numele meu e ratatul! Emisiunea ta e super tare, iar cântecul tău e dinamită. Tu ai cântat? Păi, da, de ce? Nu credeai că poți să fac? Sigur că da, dar vocea ta a sunat diferit. Păi ce să spun, măi băieți, o voce trebuie lucrată. Hei, Cici, poți să ne mai cânti odată cântecul? Păi da, putem sigur, să venim să-l ascultăm în direct din seară? Ah, perfect! Ești cel mai tare băiat din clasă, Cici! Hei! Cici ne-a invitat pe toți diseară ca să vedem emisiunea lui în direct! Wow! Și acum ce ne facem? Adică e imposibil să refaci un cântec ca ăsta! Nea, tot ce trebuie să facem e să-l înregistrăm pe tata, pe Ralph, animalele, vocile din spate și albinele! Înțelegi? E un lucru sigur, nu? Da, floare la ureche. Bine, ștergeți ce am spus despre înregistrările lor. Dar încă puteți pregăti sunetele scoase de animale. Că despre vocea tatei am o idee. Și cu drăgălașa asta o să aveți o miere și mai gustoasă. Pe lângă asta, ea va atrage toate celelalte albine pe o distanță de 4 km. Ați observat mărimea antenei ei receptoare? Poți să-i o dai băiatului tău cu felicitările mele. Cântecul lui de aseară a fost fantastic. Cântecul lui? Ha? Ce e cu stupul meu? Ce ai spus despre stupul meu? Ce cauți acolo jumătate gol? Ți-ai ieșit din minți? Vrei să răcești? Ai tu o idee mai bună ca să am o voce ca lui tata? Ha? Bună seara! Mulțumim pentru că ați venit! Ce vreau să spun e... Hei, oameni buni! Bun venit la show-ul în direct al lui Cici! Wow, fanilor! Acesta e show-ul lui Cici! Gata să vă spargă timpanele! Tofu cel tare! Nu e doar o răceală? Își pierde vocea! Da-te, Mărică, eu mă iute! Eu nu m-am gândit niciodată la așa ceva, dar poate are dreptate! Așa că cei care ați venit să vă simțiți bine, ridicați mâinile! Cântecul! Mă jucam cu voi! Sigur că vi-l voi cânta! Ce e cu stupul meu? Ce ai spus despre stupul meu? Dacă vrei să scap cu viață, să nu mă mai calci pe mustață, ține-ți mâinile acasă! Ești starul nostru! Scuzați-mă, puțină atenție pentru două secunde, vă rog! Gata, oameni buni, știu că arătăm ca niște bătrânei pentru voi, dar ar fi minunat pentru noi să-l ajutăm pe Cici doar de data da, asta. Da, e bună ideea. Primește un gust minunat. Nimic nu e mai bun ca mierea pentru voce. Ce e cu stupul meu? Ce-ai spus despre stupul meu? Dacă vrei să scap cu viață, să nu mă cași pe mustață. Țineți mâinile acasă, albinele sunt.
sunt la masă. Albinele sunt la masă. Albinele sunt la masă. Ce e cu stupul meu? Ce-ai spus despre stupul meu? Dacă vrei să scap cu viață, să nu mă șaște mustață. Ține primile acasă. Albinele sunt la masă. Albinele sunt la masă. Albinele sunt la masă. Frate, m-am săturat să fiu celebru. Toate cauciucurile afară. Wow, super! Uite-te, Phil! Nu uitați numele acestei echipe tinere! Echipa Skate! A? Ai văzut? O să fac chestia asta de ziua skate! O să le arăt eu lor cine e maestrul skate-ului pe aici. Aproape am terminat scrisoarea de invitație. Chiar crezi că echipa skate va veni în orașul nostru și va face o demonstrație? Da, cine știe, dar dacă vin trebuie să fim pregătiți. Nu să arătăm ca niște amatori. Cascadăriile tale de skating mai au nevoie de muncă. Dar pentru circ ești aproape pregătit. Hei, nu mânca invitația, că altfel nu o să mai vină. Poate e mai bine până la urmă, că nu e nimic prin jur unde să te poți antrena în pace. Putem să facem vreodată ceva normal în casa asta? O să mă scape asta de afide? Tufele mele de trandafir sunt pline de ele. Oh, nu, vedeți dumneavoastră, toate aceste produse sunt foarte toxice. Nu sunt bune deloc pentru mediul înconjurător. Am exact ce vă trebuie. Poftiți, luați aceste buburuze. E cel mai bun lucru împotriva afidelor. Domnule Tofu, puteți veni aici o secundă? Vă rog. Dați-mi voie să vă reamintesc că sunteți angajat aici ca vânzător. Și dacă e ceva toxic și periculos în acest magazin, acela ești tu. Ești o amenințare pentru bilanțul meu. E mașina mea! Era chiar mașina mea! Ce vrei să spui cu nu e nimic de făcut cu tine? Domnul Oarcalot, asta este sau nu este parcela ta de pământ? Pământul este al meu, dar anvelopele nu. Ele aparțin oamenilor care cumpără anvelope noi și care le aruncă pe cele vechi chiar aici. Las-o, Balta! Știi la fel de bine ca și mine că tot ce se află pe terenul tău este responsabilitatea ta. Ar trebui să le reciclezi. Chiar așa? Ai idee cât de mult costă să reciclezi o anvelopă? Ai idee! Chiar ai idee! Dacă refuzi să-ți asumi responsabilitatea, îi duce treaba asta în tribunal! Se pare că în sfârșit Workalot va trebui să se ocupe de reciclarea anvelopelor, a? Ei, da, asta da, veste. Să le reciclez? Glumești! Mi-ai dat ordin să le arunc în pădure. Cum? Și tu ai fost de acord? Nu-l putem lăsa să scape așa ușor. Nu, poluării! Găsiți o altă soluție! Nu, iarăși, Tofu! Ridică-te imediat! Nici vorbă! Va trebui să treci peste mine mai întâi! Bun, domnule Orcalot, fac un târg cu tine! Și așa i-am spus lui Workalot că o să ne ocupăm noi de reciclare în schimbul terenului care va rămâne liber și pe care îl vom transforma în spațiu de antrenament până la ziua de skate. Oh, super! Bine, super, bravo! Super, tată, mulțumim! Bravo, mulțumim! Destul de bine, a? Da, dragul meu trandafir al nisipurilor, este minunat! Oh.
O să terminăm imediat și cu lotul ăsta de reciclat. Sunt sigură că dacă îl tăiem în fâșii și împletim ca o țesătură, iese ceva de genul... Sau abajururi! Sau băițe pentru păsări! De ce nu genți de cauciuc dacă toți suntem la capitolul ăsta? Vă avertizez, nu vreau să găsesc niciuna din chestiile astea în camera mea! Genți! Ce idee minunată! Fluturașul meu este ca o reîncarnare simbolică! Oh. Nu vine să cred! Echipa skate a acceptat să vină la ziua noastră de skate! E super! Da! Și zice aici că vor veni în Bow Village și mulțumită tatei, o să construim o adevărată pistă de skate cu rampe și obstacole! Dar, domnule Workout, aveam o înțelegere. Acest teren trebuia transformat temporar într-o pistă de skateboard pentru antrenamentele copiilor noștri. O înțelegere, spui? Aveam o înțelegere? Ai cumva vreun document semnat care să ateste înțelegerea? Cum? Dar e de neconceput! M-ai lăsat să iau toate anvelopele astea de pe teren și apoi tu... Nu mai am nimic de spus! Corley, păstrează-ți remarcile inteligente pentru tine, te rog. Hei, dacă nu-l lași pe partenerul tău de cir să participe, nu-l poți acuza că e supărat. Cel puțin ne putem antrena în pace. Ceea ce ați făcut aici e chiar uimitor. Foarte bine, Phil. Foarte bine. Wow. Ai pățit ceva, Phil? Sunt bine. Pot să spun un singur lucru despre anvelopele astea. Chiar atenuează super căderea. Yo! Asta e terenul de antrenament pentru skate. Da, intră pe aici, frate. Ascultă, picioruș! Să nu văd picior de om în grădina mea, că altfel pun animalele pe voi! Ce-i cu toți copiii ăștia? Este turneul de skate. Au nebunit cu toții de când s-a făcut pista asta. Ei, încă una gata. Am bășit pe toată palma. Mai avem mult? Nu cred că pot să mai îndur cauciucul ăsta. Nu mai produce. Nu mai are lapte. Era și greu de crezut cu tot cauciucul ăla pe care l-am olfăit. Nu-i face deloc bine. Lucrurile materiale nu contează. Totul este energie pură în perpetuă transformare. Calmează-te, Corley! O să te scoatem de aici! Îți spun, Corley și cu mine ne-am săturat de anvelopele astea. Uite câtă mizerie! E de ajuns să reciclezi toată viața! Are dreptate cănuța mea de zahăr. E o energie negativă în jurul nostru. Tot cauciucul ăsta a început să se răzbune groaznic pe armonia casei noastre. Wow! Vedeți, domnule Urcălut? Până la urmă, reciclarea poate fi profitabilă. Păcat că ați fost prea orb să vedeți lucrul ăsta. Apropo, skateboarderii din zona asta ar face orice ca să aibă o pistă de antrenament adevărată. Dacă nu costă prea mult ca să intri. Domnule Tofu, nu ești proprietarul cauciucurilor. Un camion e pe drum și o să le ridice. Bubuie,
Uite, știe de principe. Orice cutie de aluminiu, sticlă de plastic, înghesuiți-o în sacul pentru reciclare, vă rog. Wow. Și pe lângă pista de skate, acolo va exista un punct de reciclare a cauciucului cu propriul magazin de desfacere a pungilor și a altor obiecte făcute din el, chiar din el. Trebuie să îl felicit pe domnul Walkalot și să salut legendarul lui Flair, care l-a inspirat în reciclarea anvelopelor. Am auzit tot, flerul domnului Walkalot. Nimic despre tine. Bineînțeles. Toată nebunia și nonsensul ăsta nu sunt pentru mine. Rezultatul contează. Poftim, firul meu de iarbă sălbatică. Nimic nu dezvoltă mai bine un corp sănătos și puternic decât proteinele din legume. Hei, unde e sticla de apă rece? Abia am deschis-o acum 10 minute. Nu mai căuta, am luat-o eu. Nu e rău, e? 100% sticle de plastic și cutii de aluminium reciclabile. Deja am câteva comenzi. Ce ziceți despre asta? Oh, nu, nu de la capăt.